Bun găsit! Andrei și Giorgio se aflau din nou în cursa de eliminare după ce au fost la egalitate în urmă cu o săptămână. Timp de o săptămână, telespectatorii au votat intens pentru a-și păstra în casă favoriții. Andrei a avut zile liniștite și a renunțat la o curta pe Deni. În emisia live, el a întrebat-o pe Inga dacă vrea să se descopere și a dat un buchet de flori. De cealaltă parte, Giorgio nu s-a apropiat de nicio fată. Mama lui a intrat în casa Mireasa și crede că fiul său e singur pentru că a ales greșit în Turcia, când tinerii s-au așezat în spatele fetelor pe care doreau să le cunoască. Giorgio consideră că Raluca nu a fost atrasă fizic de el și că Inga s-a simțit ca roata de rezervă, motiv pentru care a făcut pași înapoi. Totuși, atât Andrei cât și Giorgio speră ca Inga să rămână în competiție pentru că își doresc să o cunoască. La finalul emisiunii, Simona Gherghe a anunțat care este concurentul eliminat. 40,43 la 59,57% a fost scorul spus de moderatoare. Așadar, cel care părăsește emisiunea Mireasa este Giorgio. Clasamentul băieților din săptămâna aceasta este locul 1 Valentin, locul 2 Cosmin, locul 3 Sebaidin. Așadar, Giorgio, alături de mama sa, își vor face bagajele și vor părăsi casa Mireasa în această seară, la doar 3 zile după ce mama lui Giorgio a intrat în casa Mireasa.